decizii în XAT, s-a admis cererea Comisiei de Anchetă pentru SIPA. Mari, 20 martie. A avut loc, la Palatul Cotroceni, edina Consiliului Suprem de Apărare a BRI, condus de către președintele României, Klaus Iohannis. Primul subiect al reuniunii a vizat analiza și aprobarea activității desfurate de către instituțiile cu atribuții în domeniul securității naționale în anul 2017 și a principalelor obiective pentru anul 2018. Membrii Consiliului au constatat că Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale i-au desfurat activitatea în raport cu misiunile sublinierei cu obiectivele instituționale asumate, pe fondul multiplelor evenimente interne sublinierei internaționale care au marcat anul 2017. În continuarea ediniei au fost supuse analizei sublinierei aprobării activitatea desfurat de către Consiliul Operativ de Securitate Cibernetic în 2017 și prioritățile pentru anul 2018. Astfel, s-a remarcat că activitatea acestui organism a fost organizat, planificat sublinierei desfurat în conformitate cu prevederile strategiei de securitate cibernetică a României, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 271 pe 2013. În cursul anului trecut, Consiliul Operativ de Securitate Cibernetică a analizat tematici de interes în domeniul securității cibernetice a României. Pentru anul 2018, acest Consiliu Operativ are în vedere priorități precum asigurarea cooperării interinstituționale în cadrul Sistemului Național de Securitate Cibernetic, promovarea și consolidarea măsurilor întreprinse de către instituțiile cu atribuții în domeniu, intensificarea acțiunilor de cooperare cu partenerii internaționali. Membrii Consiliului Suprem de Apărare a BRI au analizat sublinierei aprobatii activitatea desfurat în 2017 de către Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetic, CERTRO, precum sublinierei planul de activitate pentru 2018. Pe parcursul anului trecut, activitatea CERTRO s-a desfurat pe coordonatele dezvoltării capabilităților naționale în domeniul securității cibernetice, stimulării parteneriatului public-privat și cooperării la nivel național și internațional, precum și actualizării cadrului de reglementare în domeniu. Prioritățile CERTRO pentru anul 2018 vizează atât dezvoltarea capabilităților tehnice și umane pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice, cât și adoptarea cadrului instituțional la noile cerințe impuse prin transpunerea în legislația națională, până în luna mai a acestui an, a directivei europene NIS, privind măsuri de asigurare a unui nivel comun de securitate a relelor și a sistemelor informatice în Uniune. În acest sens, a fost elaborat un proiect de lege, care se află pe circuitul interministerial de avizare.
Un alt punct pe ordinea de zi a ediniei Xatl a reprezentat solicitarea președintelui Comisiei Parlamentare de Anchetă a Camerei Deputaților sublinierei Senatului de a se clarifica aspecte care țin de desfinarea Direcției Generale de Protecție sublinierei Anticorupție, DPA. Membrii Consiliului au decis să pună la dispoziția Comisiei toate documentele sublinierei în scrisurile aflate în arhiva Xatl în legătură cu această instituție. În finalul ediniei, membrii Consiliului au analizat sublinierei aprobat raportul Consiliului Suprem de Apărare a RI privind activitatea desfurat în anul 2017. Conform Constituției și legii numărul 415 pe 2002 privind organizarea și funcționarea Xatl, Consiliul a analizat problematicile din domeniul apărării și securității naționale. Totodată, a emis hotărâri conținând măsuri cu caracter obligatoriu pentru autoritățile administrației publice și pentru instituțiile cu atribuții în domeniu, fără să stabilească acestor instituții autorități atribuții suplimentare față de cele prevăzute în actele normative în baza cărora li se asigură organizarea și funcționarea. Activitatea Consiliului a fost adaptată în funcție de realitățile și prioritățile anului 2017, de nevoile și complexitatea intereselor naționale și internaționale de securitate și de urgențele impuse de specificul fiecărei instituții. A fost orientat spre realizarea obiectivului constituțional al Xatl de organizare și coordonare unitară a activităților privind securitatea naională. De asemenea, raportul Consiliului Suprem de Apărare a RI a cuprins un capitol referitor la evaluarea anuală privind implementarea strategiei naționale de apărare a RI pentru perioada 2015-2019. În anul 2018, instituțiile cu atribuții pe această linie vor continua eforturile pentru implementarea obiectivelor și direcțiilor stabilite prin strategie, în concordant cu provocările mediului regional și internațional de securitate, precum și cu persistența unor vulnerabilități și riscuri interne. Potrivit prevederilor legii numărul 415 pe 2002 privind organizarea sublinierei funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a RI, raportul va fi trimis spre aprobare către Parlamentul României.